Bună ziua, prieteni! Bine ați venit la Tainele Vieții și astăzi vom vorbi despre lucruri interesante, despre doină și iubirea universală. Avem doi invitați speciali, pe domnișoara solist instrumentist Mariana Preda și pe domnul regizor Nicolas Grasso. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Bine ați venit și ne bucurăm că ați acceptat invitația. Înțeleg că sunteți pasionați de muzică, de film, de regie și lucrați împreună și nu numai că lucrați, dar aveți succese pe plan internațional. Câteva cuvinte autobiografice. Mariana, te rog frumos mai întâi. Așa este, mulțumim frumos. Mă numesc Mariana, sunt din Târgoviște. Mai exact, sat Picior de Munte, dar m-am născut la Târgoviște. Foarte frumos. Am studiat acolo și la liceul de muzică și printre profesorii mei s-au numărat, bineînțeles, și Gheorghe Zamfir, maestru Gheorghe Zamfir și Damian Drăghici și mulți alții. Și după aceea ne-am întâlnit, am făcut multe proiecte împreună. Bineînțeles, pasiunea mea pentru muzică și pentru Nai a crescut pe zi ce trece și mi-am dorit mai mult de la viață și de aceea am hotărât să plec în Olanda să studiez la conservatorul din Amsterdam, Nai, un lucru destul de special pentru că, bineînțeles, noi suntem români, Naiul este instrumentul nostru, da. Dar acolo sunt oameni pasionați de acest instrument și se studiază, bineînțeles, în alte genuri muzicale, muzică clasică, pop, jazz și, bineînțeles, am realizat două albume în Italia, cu casă discografică din Italia și multe alte planuri. Pe viitor. Sigur că da. Să înțelegem că ai avut ce învăța de la olandezi sau s-a întâmplat să le mai dai și tu câteva ponturi pentru că maestrul Zamfir este bine cunoscut în toată lumea și sunt sigur că te-a învățat câteva trucuri, să spunem așa. Da, bineînțeles. Am învățat foarte multe și de la maestrul. Mai bine zis, am furat pentru că meseria se fură. Da. Dar am învățat foarte multe lucruri și de la olandezi, pentru că ei sunt bine specializați pe muzica occidentală, pe arta occidentală și acel mod german care se aplică și nemțesc, care se aplică și în Olanda, punctualitate, seriozitate în conservator, un plan bine structurat și acest lucru te ajută să te dezvolți ca artist. Nu contează în ce domeniu, dar te ajută. Super. Nicolas, te rugăm, spune-ne câteva cuvinte. Ești regizor. Da. Da, sunt regizor. M-am născut în 1988 la Milano, deci m-am născut în Italia. Sunt jumate italian, jumate român. Dacă greșesc cumva... Vorbești perfect. Mulțumesc frumos. Limba română până acum. Mersi. Te rog. Da. Și am studiat la Milano, la Institutul Europeu de Design, filmmaking și sunt foarte bucuros că am învățat românește de mic. Pentru că asta m-a ajutat foarte mult și în carieră și în viața de zi cu zi. Acum, momentan, locuiesc și lucrez în Olanda cu Mariana și sunt pasionat de cinematografie de când mă știu, să spunem așa. Am realizat un scurtmetraj de care o să vorbim, Doina, care a fost premiat de 8 festivaluri internaționale. 8 festivaluri internaționale și ar trebui să știe telespectatorii, așa v-am descoperit, pentru că acest scurtmetraj a luat atâtea premii. Spune-ne mai multe despre Doina, despre acest scurtmetraj. Da, în principiu, acesta este un proiect care s-a născut în Italia. Vreau să realizez ceva frumos despre români, despre România, pentru că de multe ori la televizor se vorbește tot felul de prostii și mai ales se vorbește rău de multe ori despre români, se confundă de multe ori. Dar la Tainele Vieții aveți posibilitatea să vă puneți în valoare și să aveți o imagine pozitivă, vă rog. Mulțumesc. Și atunci m-am gândit ce aș putea eu să despre ce aș putea vorbi să fie frumos și așa. M-am gândit la muzică, în primul rând. Cunoscându-l pe maestru Gheorghe Zamfir, am zis hai să facem, să scriem o poveste despre muzică în care să fie inclus Naiul. Și în acest mod am cunoscut-o și pe Mariana, încât Mariana era eleva maestrului și el mi-a spus că ea este cea care ar putea să joace foarte bine în acest scurtmetraj, pentru că fiind un muzician foarte bun, la timpul avea doar 16 ani, deci foarte frumos. Au trecut 5 ani de atunci.
Și atunci, împreună cu o echipă din Italia, ne-am deplasat, am venit aici în România. Era perioada aceea în care, în Islanda, dacă nu mă înșel, erupta un vulcan. Deci am a fost înțeles. O perioadă mai problematică, chiar ca să ajungem până aici. Și atunci ne-am deplasat chiar cu mașina, eu ca regizor și încă doi colegi. Fără să folosiți avionul, da. Da, am luat niște aparatură cu noi și da, și am venit aici în România să filmăm Doina. Este deosebit filmul. Cred că ar fi bine chiar să-l rulăm. Dacă poți să spui doar câteva cuvinte de prezentare înainte ca telespectatorii să vadă fragment din acest scurtmetraj. Sigur, un fragment, pentru că scurtmetrajul este mai lung. În principiu este vorba de o tânără talentată care studiază la pian, dar are o pasiune pentru naiul. Și asta o să... Da. Sigur că da. Regia, vă rog, dacă puteți, filmul Doina. Da, am revenit. A fost un fragment din scurtmetrajul Doina
Și vreau să ne spui câteva lucruri, dacă a fost greu sau ce alte detalii despre Doina. În principiu vreau să spun că acest proiect nu ar fi fost posibil fără ajutorul unei foarte bune prietene, actrița Maria Dinulescu, și director de imagine Daniel Șerbănică, sunt sigur că ați auzit de dânsul. Sigur. Și în principiu după ce am terminat și am realizat acest curtmetraj, l-am trimis la festivaluri, a fost foarte apreciat, mai ales în străinătate, începând de la Monaco International Film Festival, până în America, la Seattle, la festivalul de tinere talente cel mai mare din lume. Și asta m-a bucurat foarte mult, faptul că a fost foarte mult apreciat și am putut să ducem Naiu, Doina și muzica românească în străinătate. Foarte frumos! Înțeleg că ați realizat un alt scurtmetraj care se numește Life, și iar în acest scurtmetraj cumva rolurile s-au inversat. Spune-ne mai multe, Mariana. Da, rolurile s-au inversat și sunt foarte bucuroasă că am avut această oportunitate de a regiza acest scurtmetraj. Este vorba de artistul în general, de faptul că el nu este înțeles de multe ori, este vulnerabil și în ciuda tuturor greutăților, el merge mai departe și trăiește prin munca sa, prin pasiunea sa, pentru că eu cred că acest lucru e cel mai important pentru noi, această motivație care ne face să ne trezim dimineața cu zâmbetul pe buze și să știm pentru ce avem să luptăm. Și am fost la fel de bucuroasă pentru că l-am trimis la festivaluri în străinătate și a fost acceptat la Monaco International Film Festival și a câștigat pentru cel mai bun scurtmetraj. A fost foarte, foarte frumos și, bineînțeles, vrem să colaborăm la cât mai multe, la cât mai multe filme, mai ales că acea fericire pe care o ai înainte de a intra într-un festival, de a vorbi, de a-ți vedea filmul pe ecran, da, este foarte este mare și contează în străinătate. Înainte de a ruga regia să ruleze trailerul Life, aș vrea să vă spun că se simte că faceți o echipă foarte bună și ați colaborat foarte bine. Deci, regia, vă rog, filmul trailer Life. Am revenit, foarte frumos finalul cu cei doi care se plimbă pe plajă și o umbrelă roșie, parcă era. Da. Spuneți-ne mai multe. Nicolas? Da, deci să spunem umbrela roșie ca să simbolizeze normal iubirea și această culoare roșie care are un contrast foarte frumos și cu peisajul. Am filmat în Zandvoort, în Olanda, pe plajă, această ultimă secvență și vreau să vă spun că era ianuarie, deci cred, nu știu câte grade erau, dar era foarte frig. Era frig și da, se pare că e vară, așa, da, are cam frig, vintul se cam simte, dar da. Deci nu era chiar vară. Da. Au fost sacrificii, să înțeleg, pe frigul exact acela să filmați. Da. Și a fost o încercare pentru noi. Eram mutați de 5 luni în Olanda și această oportunitate de a face un film, să cunoști oameni, să încerci să formezi o echipă, este destul de greu în străinătate, greu, mai ales că de-abia ne obișnuisem cu terenul, cu să vedem cum este, cum se funcționează sistemul unitar în Olanda. În afară de regie și idee, eu remarc calitatea imaginilor din aceste două filme pe care le-am rulat și vă felicit. Ce ne mai puteți spune foarte pe scurt despre Life și apoi aș vrea să... Da, în Life am colaborat cu un director de imagini olandez, Joris Sluiter, care este și el foarte renumit în Olanda și ne place să dăm o imagine cât mai curată, cât mai frumoasă, cât mai normal cinematografică în scurtmetraje sau operele noastre. În afară de regie, ai și un talent actoricesc foarte bun și l-ai imitat pe Robert De Niro. Te-am descoperit și în acel filmuleț foarte interesant. Cum de ți-a venit ideea să-l imiți pe Robert De Niro, marele actor, da, Robert De Niro? În principiu s-a născut totul. Eram în Mexic și un prieten de-al meu, la un moment dat mă certasem cu el. Și acest prieten se uită la mine și spune: ochiul lui De Niro. Și zic: poftim? Ce spui? A?
Serios? Și de atunci, să zic, m-am uitat în oglindă. N-aveam, să spun, o pasiune așa particulară, dar de când mi-a spus că este asta, după am început să mă uit și la filmele lui și la mai multe filme și chiar mi-a plăcut și îmi vine natural și îmi place foarte mult. Și e o distracție, cum să spun. Fiecare cu distracția lui. Da, într-adevăr, ai și talentul actoricesc și am să rog regia să ne delecteze cu acele imagini în care Nicolas îl imită perfect pe marele actor perfect. Robert De Niro. Vă rog. Perfect. Oh, I love this car. Sorry, darling, but just a second. Charlie, are you nuts? What am I getting excited for? We got 1 million bulls out there, everybody's watching us in Dubai. Fucking car? Am I excited? I don't give a fuck. Are you stupid or what? Didn't you hear what I said? Don't buy anything, don't get anything, nothing big. Didn't you hear what I said? What's the matter with you? Huh? What I'm getting excited about? Because you are going to get us all fucking pinched. That's why. What are you, stupid, huh? What's the matter with you? What the fuck is the matter with you? What'd you say? What'd you say? Are you being a fucking wise guy with me? Hmm? What did I tell you? What did I tell you? You don't buy anything, you hear me? Don't buy anything! Sorry, Jimmy, but I really love this car. You know what? I love it too. Da, prieteni, am revenit și vă mărturisesc că am râs cu toții aici și că am mai rămas și toată lumea, într-adevăr deosebit, foarte frumos. Spune-ne mai multe, pentru că... Deci acest curtmetraj l-am filmat chiar în București, cum ați putut vedea, în un cinema, la drive-in, un drive-in, și am stat acolo toată noaptea să filmăm aceste secvențe, dar ne-am distrat foarte mult pe platou, asta este sigur, și am mai realizat multe, să zicem, filmulețe legate de acest personaj, să zic așa. Cred că trece timpul foarte repede când lucrezi și te distrezi în același timp, pentru că da, așa fost este, foarte deci orice fac pun și distracție, pentru că chiar îmi place. Da, foarte fain. Ce proiecte mai ai în legătură cu acest stil de a limita pe Robert De Niro? Te-ai gândit și la alți actori sau rămâi setat pe Robert De Niro? În principiu, cu imitația, momentan, chiar dacă îmi place să imit lumea în general, dar rămân cu De Niro și fac și bani cu asta, da? În sensul că am multe comenzi din America. Foarte fain. Și realizez niște videouri pentru persoanele acestea. Foarte frumos. Da, într-adevăr, limite extraordinar de bine. O să rog pe Mariana să ne spună despre un alt proiect de-al vostru cu ansamblul Ciocârlia, câteva detalii, ce s-a întâmplat, cum a venit ideea, cum s-a realizat, câteva detalii. Cum am spus mai devreme, în Italia am reușit să scot două albume de muzică ușoară, primul cu piese internaționale, al doilea cu piese special compuse pentru Nai și pentru mine. Și această idee de a scoate pe piață și un album de muzică populară, de folclor pur, mi-a strânit, să zicem, cam de acum vreo 2 ani așa... intenția și am zis că vreau să-l fac, dar nu am apucat, pentru că am avut foarte multe proiecte, a trebuit să plec în străinătate, să dau examene cu bacul, după cu admiterea. Și acum o lună am reușit să fac 4 înregistrări cu ansamblul Ciocârlia și să filmăm câteva videoclipuri împreună. Sunt niște piese foarte frumoase, foarte vechi, piese de vioară, dar sunt transpuse pe Nai. Lucrul acesta... este destul de greu totuși pentru mine, nu s-au mai cântat până acum la Nai, dar îmi place tare mult pentru că, indiferent, suntem români și folclorul nostru ne reprezintă și se potrivește pe sufletul nostru. Însă mi se pare extraordinar. Îmi imaginez că ar trebui să fie destul de greu să poți imita prin Nai vioara. Am dreptate? Da, sau? Da, este destul de greu, dar... prin mult studiu, și dacă îți place tare mult o piesă
și îți dorești din tot sufletul să scoți acel sunet. Asta îmi place, că în Olanda învăț foarte mult sunetul și toate secretele acestui sunet și cum poți să faci foarte multe genuri pe nai, chiar dacă este greu. De aceea și construcția acestui instrument nu îți permite să poți să te deplasezi mult mai repede cum te-ai deplasat pe un instrument ca pianul, ca... Da, așa este. Pentru că nu vezi. În momentul când îl pui la gură, el nu vezi, decât da, auzi. Să-l simți, da. Să-l simți și să-l auzi. Și este destul de dificil, dar mai ales să scoți niște sunete care, într-adevăr, poate să atingă sufletul. Însă de aici apar oportunități extraordinare să fii invitat într-o orchestră, să fie folosită muzica într-un film, înțeleg? Sau... Da, pentru că îmi place tare mult să combinăm muzica cu imaginea, cu filmul, și de aceea m-am apucat și de compus în Olanda și am compus ceva piese pentru următoarele noastre proiecte. Și bineînțeles pentru acest instrument, ceva nou, ceva, o combinație între muzică pop, între muzică jazz, între muzică de film. Se pot face atât de multe combinații. O să rog regia să pregătească filmul în care Mariana atât de frumos înțeleg că urmează să imite vioara și împreună cu ansamblul Ciocârlia. Da. Corect? Da. Da. Regia, vă rog filmul. Foarte frumos, inclusiv plimbarea pe holuri la final. Te rugăm, Mariana, mai spune-ne câteva cuvinte despre... Pe această ocazie aș vrea să-i mulțumesc domnului dirijor, în ansamblu Ciocârlia și, bineînțeles, întregii echipe, pentru că m-am simțit atât de bine cântând cu dânsii și mai ales că sunt niște muzicieni și profesioniști care pot să colaborezi, pot să vorbești și, bineînțeles, înveți foarte multe lucruri în acea perioadă în care am înregistrat și de asemenea, cum am spus și mai devreme, ne place foarte mult să combinăm această imagine, filmul cu muzica și faptul că ne plimbăm așa de la sfera folclorică, de la de unde ne naștem, de unde suntem și după mergem în străinătate, cântăm muzică pop, muzică jazz, după aia ne ducem înapoi în era filmului cu muzică pentru film special făcută și se combină lucrurile, se combină lucrurile foarte frumos și pentru un nai, pentru un solist instrumentist cum sunt eu, e o mare onoare și mare plăcere că pot să le fac împreună. Da, foarte frumos și am rămas cu imaginea totuși de la live, iată, pentru că a spus Mariana de colaborarea extraordinară dintre voi și înțeleg că în acel film foarte frumos cei doi îndrăgostiți poate sau vreți să arătați și imaginea și munca artistului, nu? Până la urmă. Da, cu siguranță și munca artistului care este foarte grea și faptul că împreună se pot face multe, ca și ca cuplu și ca în viață, în sensul cu iubirea. Chiar poți merge înainte în
toate domeniile și să cu iubirea, mai ales că suntem o emisiune de spiritualitate. Cât de importantă este iubirea? Foarte importantă, cred că este chiar baza. Primordială. Baza existenței și da. Mai spune-ne câteva lucruri, înțeleg că mai aveți încă un proiect în construcție și avem un ultim film, un ultim trailer sau exact. Film? Da. Un trailer, un scurtmetraj nou care se numește Super Gigi, de data asta l-am regizat în Italia, este în italiană cu subtitrare și îl vom trimite la festivaluri curând și a fost filmat la Milano. Este vorba de un tânăr care merge la un interviu pentru un job. Dar chiar când ajunge acolo, află că de fapt este totul o vrăjeală și o să-l ia pe nepotul șefului de la acea firmă. Este totul aranjat. Se întâmplă și în străinătate, numai în România, să înțelegem. Da, în Italia se întâmplă cam descret. Și e foarte interesant reacția acestui băiat la interviu, care nu o să o spunem clar și nu se vede în trailer, dar este o să comentăm după ce vom urmări trailerul acesta. Vă rog, regia, să dați drumul la următorul film. Siamo rimasti molto colpiti dal suo curriculum. Mi è stato detto che il mio punto forte è un innato senso di leadership. Sono uno che non si arrende mai, sono il migliore. Luigi Brambilla, sarei qui per... Interview delle 10. Prego, sì, esatto. Si accomodi. Dai, io non capisco quest'ansia per il lavoro. Seguendo la prassi, le faremo sapere, io credo, tra una settimana. Va benissimo. Foarte frumos, Super Gigi, valabil și în Italia și în România, Super Gigi. Da, așa este. Foarte fain. Mai spune-ne câteva cuvinte pentru că abia acum putem comenta cu adevărat. Da, da, deci să vede acest tânăr pe nume Luigi Brambilla, Gigi fiind nickname, scurtătura de la Luigi. Și este foarte, foarte frumos și interesant să vedem și raportul între el și prietenul lui Andreea, care este un om foarte relaxat, așa cu spiritualitatea, dar foarte relaxat și care îi spune, da, de ce ești așa ansios, de ce pentru jobul ăsta care ți-e frica, o să-l iei, o să fie bine. El e un pic mai agitat și încearcă să se controleze, să fie și el mai relaxat, învață niște tehnici de relaxare și tot felul de chestii. Și când ajunge atunci la interviu, foarte frumos să-l vedem cum vorbește cu acești domni de la firma respectivă, printre care mă număr și eu acolo, în trailer ați văzut, o mică apariție, și o să fie curând gata. Și vreau să spun o chestie legată de muzică, dacă ați detalii, auzit, chiar e interesant. Piesa care ați auzit în trailer a fost compusă, bineînțeles, de Mariana. Și dacă vreau să spun... N-aveam de unde să știm, era foarte important să ne dai detalii. Da, și dacă vrea Mariana să spună două cuvinte legate de... Te rog, Mariana, spune-ne, cum ți-a venit ideea, cum a fost compunerea acestei melodii? El mi-a spus că vrea să fac acest proiect, să-l filmeze în Italia și, bineînțeles, tema. Și mi-a plăcut tare mult și m-a rugat dacă aș putea să-i compun o piesă pentru film. Bineînțeles, am stat eu câteva zile, am încercat, m-am gândit cum s-ar vedea, cum așa, și după, în final, am reușit să compun această piesă și îmi place tare mult că se potrivește la fix cu tema. Chiar, da. Din cauza că nu este gata proiectul, nu avem cum să dezvăluim melodia și rămâne deocamdată secretă melodia, dar ideea mi se pare super, super Gigi. Super Gigi, da, da. Bravo. Deci iată că am prezentat nu numai în partea artistică, dar și anumite tare ale societății, nu-i așa? Aranjarea de interviuri era deja dat postul respectiv. Da, asta mi s-a părut o temă foarte actuală, foarte de zi cu zi, cum se spune. Da. Și faptul că în ziua de azi tinerii au multe dificultăți de multe ori pentru a găsi un serviciu. Crede-mă, nu numai tinerii. La orice vârstă apar dificultăți, crede-mă. Okay. Am studiat foarte bine și în străinătate apare după anumite vârste e greu să te mai angajeze, că ești prea expirat, să zicem. Da. Sau, dacă ești prea tânăr, ești prea tânăr. Da, da, exact. N-ai experiență, dar te vor cu experiență. Da, să găsesc motive. Da. Așa este. Ați vrea să mai vorbim puțin despre acest proiect sau toate proiectele sau să o invităm pe Mariana să ne cânte ceva din ai?
cred că mai bine ar fi să ne cânti întâi ceva și apoi o să facem o trecere în revistă a tuturor proiectelor. Te rog, Maria. Voi interpreta o scurtă parte dintr-o piesă, tot de folclor, tot cântată pe vioară, care îmi place foarte mult. Sper să vă placă și dumneavoastră. Te rog. Să te aplaudăm în direct. Un englez sau un american ar spune it is divine. Este absolut divin. Este multă muncă în spatele a ceea ce îți reușește aici. Multă muncă și de multe ori nu te lovești numai de stările pe care le ai și de munca pe care trebuie să o depui zilnic, dar și de ceilalți pe care de multe ori nu te înțeleg, de multe ori nu te apreciază la adevărata ta valoare și de multe ori nu te ascultă, indiferent cât ai încerca să le spui, să le arăți că prin muzică poți să vindeci suflete, poți să vindeci, poți să creezi anumite emoții și lucrul acesta este important pentru că muzica, bineînțeles, are o funcție taumaturgică și în Grecia antică oamenii se vindecau prin muzică și prin artă. Îți pot confirma acest lucru pentru că medicina integrativă există astfel de tehnici de vindecare prin muzică și tonalitățile. Exact. Iar acest lucru este destul de dificil în zilele noastre, iar muzica de calitate nu prea își mai are locul. Dar așa cum este și tema filmului Life, un adevărat muzician, un adevărat artist care își iubește meseria pe care o are în mână, nu renunță niciodată și merge înainte, mai ales că eu cred că cel mai important e să-ți găsești jumătatea și cel mai important e să ai persoana iubită lângă tine, pentru că toate greutățile le treci cu zâmbetul pe buze și e altă treabă când ai pe umărul cui să plângi și mai ales că avem această oportunitate de a lucra împreună și întotdeauna, și vreau să-i mulțumesc lui pentru că întotdeauna a fost lângă mine și e roșu. Da. Și m-a ajutat și ne-am ajutat reciproc și acest lucru este minunat. Și
Și eu mulțumesc la fel, of course. Este și se simte. Am simțit încă de la prima conversație cu voi că aveți o colaborare foarte bună, că sunteți pe aceeași frecvență, că sunteți pe aceeași vibrație. De 5 ani pe aceeași vibrație. Exact, pe aceeași vibrație și pe lângă munca de artiști, pentru că amândoi sunteți artiști, aveți și această latură de spiritualitate. Și vă felicit foarte mult. Mulțumesc. Din cauza asta sunteți bineveniți oricând la Tainele Vieții. Să recapitulăm. Ce s-a întâmplat cu filmul Doina încă o dată? Câte premii și ce premii a luat, a câștigat? Deci, premiera a fost la Monte Carlo, la Monaco International Film Festival, unde a câștigat Mariana ca cea mai bună interpretă într-un scurtmetraj. Deci asta a fost primul premiu. După aceea la Paris International Film Festival, după aceea la Seattle, la National Film Festival for Talented Youth, acel festival de care v-am vorbit, de tinere talente, cel mai mare din lume. La Chicago am mai luat premiu, am călătorit foarte mult și prin mulțumit acestui scurtmetraj și am fost la foarte multe festivaluri. Am mai luat premiu în Italia la Fiati Corti Film Festival și sunt multe. Sunt multe, da, și din cauza emoțiilor nu ți le aduce aminte pe toate, da. Dar într-adevăr am văzut pe acel trailer sau pe acel scurtmetraj foarte, foarte multe premii, da. se află acolo trecute. Foarte interesant. Mai spune-ne câteva cuvinte despre Life. Da, deci Life a avut premieră la Seattle, deci am fost în Statele Unite Americii pentru premieră, a fost foarte bine primit de către oameni și a luat premiul ca cel mai bun scurtmetraj independent tot la Monte Carlo, unde ne-am întors după 5 ani, după Doina, și încă am câștigat din nou un premiu, a fost foarte plăcut. Și în continuare, acum l-am pus și pe internet, deci poate fi văzut pe internet, pe site-ul meu, alu marianacolasgrasso.com sau marianapreda.com, și la fel proiectele noastre și filmele și cu muzică. Următoarele proiecte care se vor desfășura în vara aceasta. De asemenea, o să fiu prezentă la Pavilionul Românesc de la Expo, la Milano, unde voi susține două concerte. Bineînțeles, în vară voi fi la Untold Festival la Cluj, împreună cu Trinity Movement. Și bineînțeles, această mișcare de spiritualitate, iar pot să spun că Naio se încadrează perfect în această muzică, către să ajungem către sufletele oamenilor. Spune-ne mai multe despre Trinity Movement. Cred că în România se cunoaște mai puțin. Da, este din Cluj. Din Cluj, Sorin Gadola este cumva cel care a înființat acest Trinity Movement și se ocupă foarte mult și de leadership și de ca dezvoltare personală, da. Și vom participa împreună cu ei și o să mă ocup de filmări la festivalul din Cluj-Napoca în vara asta. Da, foarte interesant. Cred că mai avem loc de o melodie pe final, nu știu exact câte minute mai avem. Eu cred că Mariana poate. Da? Vrei? Am înțeles. Dacă poți să ne mai gândiți ceva. De data aceasta voi interpreta o piesă de un standard jazz, All of Me se numește. Te rog. Excelent.
Aș vrea să-l rog acum pe Nicolas să ne mai spună câteva cuvinte. Da, din... Înțeleg că lucrările tale sunt mult mai multe, însă nu am avut timp să le prezentăm doar în 50 de minute. Spune-ne mai mult despre ce ai lucrat și proiecte. Mai mult decât de lucrările mele, aș vrea să vorbesc de o chestie care este un proiect în care facem parte, o organizație internațională numită Rotaract. Nu știu dacă ați auzit de Rotary International, dar facem parte de acest grup și chiar sâmbătă Mariana o să performeze la Palatul Parlamentului pentru serata de gala și facem numeroase activități sociale, mergem să ajutăm oamenii care au mai multe probleme sau să de exemplu, am fost la Milano împreună cu grupul nostru să zugrăvim la un azil care nu avea bani ca să poată face această activitate. Deci niște activități din punctul de vedere umanitar. Da, și foarte frumos. Da, suntem implicați și în chestia asta. Întotdeauna este important să nu uităm de cei mai triști ca noi, spunea un mare poet, adică Adrian Băunescu. Și e foarte bine că ne ocupăm de cei neajutorați. Este extraordinar. Deci, iată, voi tineri, aveți atâtea proiecte și mai aveți și timp să ajutați, să fiți implicați în astfel de proiecte. Mai multe să faci. Umanitare. Foarte frumos. Da. Mai mult, spune-ne, Nicolas. Da. Și vreau să mai spun ceva legat de faptul că mă simt atât italian cât și român. Faptul că am trăit, dacă vă gândiți, toată viața în Italia, dar că în acest moment sunt aici, vorbesc cu dumneavoastră românești. Și vorbești bine românești. Da, da, mulțumesc frumos. E un lucru care mie mi se pare foarte frumos dacă mă gândesc că am prieten, de exemplu, prietenul meu cel mai bun, care este jumate polonez, jumate italian, dar nu vorbește un cuvânt de limba poloneză. Ceea ce mi se pare un păcat, da. Pentru că e foarte important... Să nu-ți uiți rădăcina. Da. Așa. Cam asta e ideea, da. Și dovadă că nu ți-ai uitat rădăcina este faptul că ești un om spiritual împreună cu Mariana și că faceți o echipă extraordinară. Spune-ne ce vrei să ne mai explici despre proiectele tale sau despre acțiuni umanitare, da, deci, și ți-aș propune, dacă nu ți este prea greu, să mai imiți în direct pe... Nu, stai un pic, glumești? Da. Ce are vrei talking să spui? To me? No. You're talking to me? Huh? You're talking to me? Yeah. Really? Come on. Huh? Let's be serious. You're funny, you know, you're funny? Hmm? Ești drăguț, să știi. Îmi place de tine, nu glumesc. Superb. Mulțumesc. Excelent. Deci iată, nu doar regizor, și un actor, aș spune, aproape de perfecțiune. Da, foarte spontan ai fost. Eu m-am gândit că vei vorbi mai întâi de proiecte și apoi ne faci o surpriză. Nu, stăm aici acum. Direct. Direct, fără probleme. Păi. Superb. Mai spune-ne câteva. Da, și în legătură de proiectele, acum lucrăm la un... lungmetraj, scriem, deci ne place foarte mult și să scriem, așa cum ați observat, cele proiecte de scurtmetraj de multe ori sunt scrise de mine împreună și tot așa. Ne place foarte mult dacă reușim să avem și cuvânt în opera care o realizăm, nu doar să regizăm sau să facem muzică pentru alte proiecte. Și în același timp sunt ocupat și realizez și foarte multe reclame. Și regia de reclame foarte... Mai timp și de reclame. Da, să mai face timp și pentru asta. Muncești foarte mult, munciți foarte muncim, mult. Muncim, da. E o muncă, deci... dar duce la multe satisfacții și așa este cel mai important. În spatele succesului se află multă muncă. Da, avem încă mult de lucrat, dar cum să spun, e pas cu pas așa, fiecare pas. Cum este Olanda față de România? Cum este Olanda față de... Începem frig, plouă des. Înțeles. Asta e prima senzație care... Și oamenii sunt un pic, să zic, mai reci. Da. Un pic mai mult, așa. Da. Va apără câteva diguri, să nu vină marea peste voi, da, oceanul. Asta e foarte important, da. Dar să zicem că ne-am cam integrat cu munca, serviciu, cu studiile. Este și pentru Mariana, cred, o chestie foarte frumoasă de a studia în engleză într-o locație așa, internațională. Sunt foarte mulți studenți străini, ceea ce e un lucru benefic. Afli cât mai multe lucruri despre popoarele lor și în felul acesta te dezvolți cât mai mult și, bineînțeles, mie personal îmi place foarte mult sistemul lor de educație și sistemul lor, cum să spunem așa, au grijă de cetățeni și de nevoile lor și îi ascultă, dar da. E frumos că e un oraș internațional, da. Deci întâlnești lume din chiar din tot globul.
Și atunci poți să, chiar să relaționezi și cu oameni din orice, în toate țările. Înțeleg că pe lângă toate acestea ai și o activitate în televiziune. Da, lucrez și în televiziune în Olanda, la Amsterdam, într-un Zoom-in. Și lucrez și ca regizor, dar mai și prezint un format pe internet în italiană, care se numește Hashtag. Și ceea ce realizăm este web content, deci pentru internet, foarte multe videouri și oricum o chestie care îmi place să fac și fac cu pasiune și asta. Poți să ne dai exemple de, sau este secret? Nu, este secret, dar în principiu realizăm știri, realizăm de toate, dar încerc să pun și acolo latură mai artistică, să, mai ales și cu prezentările și cu astea, să fac, să o modelez așa cum pe mine. Te-ai gândit ce intenționezi să faci în viitor, un proiect mare, visezi la un proiect da, mare? Da, proiectul care aș vrea să-l fac, cel mai mare ar fi acest lungmetraj la care lucrăm, dar care nu vrem să dezvăluim încă nimica. Nici măcar titlul. Dar... Nici măcar titlul. Și... Dar pot să vă spun că scriem foarte mult și că când o să fie momentul o să căutăm și sponsor și pentru a realiza acest proiect, dar care o să aibă cumva, să fie mai măreț, așa. Să spun. Dar poți să ne spui cam ce vrei să atingi, latura spirituală, latura artistică, da, deci, muzică, cam de toate? Da, deci natura asta spirituală cred că este chiar foarte, foarte importantă. Deci cumva în operele noastre și ale mele, ale Marianei, vrem să atingem sufletul oamenilor. Vrem să vorbim de chestii esențiale, de chestii chiar importante, nu doar... acțiune și explozii American da, style. Da, 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 da. Deci am să înțeles. Fie ceva mai pe suflet așa. Ceva care mai târziu, după ani și ani, oamenii să aibă ce învăța din ele și să fim un exemplu pentru ceilalți, pentru că dacă ești un om spiritual și un om care crezi în ceva și un om care ai principiile tale și te ghidezi după ele în viață, consider că e un lucru destul de măreț în ziua de astăzi și, bineînțeles, vrem să ne păstrăm acea coloană verticală și să fim adevărați, să devenim adevărați artiști în timp și... Eu consider că încă de la o vârstă fragedă, aș putea spune, da, că ați adoptat un standard foarte înalt și o strategie foarte bună, pentru că atunci când atingi sufletele oamenilor, acei oameni te vor reține, nu te vor uita. Pentru că mai avem aproximativ 4 minute din această emisiune. Mariana, mai ai să ne arăți ceva? Mai poți să ne mai cânți ceva frumos? Să mă gândesc. Ce-ți place? De ce nu? Până te gândești dacă ne mai poate spune ceva, Nicolas. În principiu, cred că ai ales, nu? Ai ales? Sau mai vorbim câteva lucruri despre Nicolas? Poți să cânt. Te rog. Bine. Decât să vorbim, să, cuvintele mele, mai bine ascultăm pe Maria.
Bravo. Excelent. Nicolas. Da. Ne-ai spus de proiectul acesta mare de lungmetraj. Spune-ne totuși de câteva lucruri despre un alt filmuleț, un alt scurtmetraj pe care l-ai realizat și o recomandare sau o concluzie pentru telespectatorii. Da, în principiu aș prefera o recomandare, în sensul aș vrea să transmit celor tineri, celor de seamă cu mine, de seamă cu Mariana, că prin muncă chiar poți ajungi unde îți dorești și că este foarte important să continui să și să visezi, dar să ții acest vis chiar activ, nu doar să zici ok, visezi la chestia asta, dar să muncești pentru ea zi da. Cu zi, muncă, dedicație, dar și cumva aplicație plăcere. Practică. Da, aplicație practică, dar în același timp dacă îți place așa ceva și asta este cel mai important, să faci ceva care chiar ți-e pe suflet și îți place, n-ai cum să nu reușești și n-ai cum să nu faci ceva care să fie bun, să fie frumos, să fie cu alte cuvinte, și visează, acționează, pune în practică. Da. Și de asemenea să nu rămâi dezamăgit și să nu suferi atât de mult când ceilalți oameni te resping sau nu te iau în serios. Se ușă, sau ți se închide o ușă, dar cred că de cele mai multe ori când o ușă ți se închide, alta ți se deschide. Categoric, și așa s-a întâmplat întotdeauna cu mari oameni de succes. Și aici îmi vine în minte Arnold Schwarzenegger, căruia nimeni nu i-a dat nicio șansă în actorie și iată, până la urmă a reușit. Multe. Da, pentru că suntem la final, mulțumim pentru participare. Vă mulțumim. A fost excelent. Vă mai așteptăm și, într-adevăr, pentru tineri, iată că se poate să aveți succes și în România, și în Olanda, și în Italia, și oriunde în lume, prin muncă și perseverență. Da. Și cu puțin talent. Mulțumim încă o dată. Mulțumim frumos. Dragi prieteni, cu drag, dragi prieteni, mulțumim că ați urmărit Tainele Vieții. Vă urez un weekend excelent și nu uitați, rămâneți în lumină.